Cel căruia i-a venit ideea consideră că haitele înfometate vor dispărea într-un final de pe străzi. Nimic mai aberant, spun reprezentanții asociațiilor care luptă pentru drepturile animalelor, ce spun că o ființă hămesită este și mai agresivă. E o aberație mai mare ca asta, n-am auzit în viața mea. Problema este că dacă se diminuează sau, mă rog, dacă se impune această restricție în a da o mână de mâncare unei câine fără stăpân, acest lucru ar duce la creșterea agresivității cățeilor deja existent pe stradă și nu cred că în modul ăsta ei vor dispărea. Deci în mod sigur nu vor dispărea prin metoda pe care o propun. Promotorii ideii susțin că se bazează pe niște studii făcute în străinătate, care ar arăta că agresivitatea câinilor crește atunci când sunt hrăniți și stau în grob. Fals, cred cei care luptă pentru drepturile animalelor. Ar trebui să înțeleagă că singura metodă de diminuare a numărului de animale pe stradă este sterilizarea, ceea ce nu înțeleg și probabil că mult timp nu voi înțelege este că de-a lungul atâtor ani de când am implicat în domeniul ăsta de ajutorare animalelor fără stăpân, și inventează tot felul de soluții pentru rezolvarea problemei câinilor de pe stradă, însă pe cea mai eficientă chiar nu o iau în considerare, este ignorată 100%. Edilii s-au gândit la soluții și în cazul celor care spun că hrănesc câinii pentru că sunt ai lor. Conform aceluiași proiect, fiecare proprietar e obligat să-și sterilizeze animalele în vârstă de peste 6 luni. În caz contrar, plătește un impozit anual de 100 de euro.